Vom le înveli acum floricelele. Floricelele pentru cireșul japonez cu bandă maro. Învelim codițele doar 1,5 cm, 2 cm, pentru că vom face un mic ciorchine și va mai veni ceva la baza ciorchinașului. O să vă arăt ce vine. Așa, la fel. Nu învelim toată codița. Și una, o floricică mai deschisă, mai înflorită. Întindeți baza, banda bine. Și atașăm în cazul ăsta, a treia floare, dar voi puteți să faceți ciorchinele din două floricele sau puteți pune doar trei bobocei neînfloriți, voi pune și eu. Așa, adăugăm floricica. Facem un ciorchinaș cu o floricică mai deschisă, una mai puțin deschisă și un bobocel, da? Învelim, pe toate trei le învelim doar în același loc, pentru că la bază se mai adaugă ceva din pastă de zahăr și o să vă arăt ce adăugăm. Așa, faceți ciorchini cât de mici sau de mari îi vreți, cu 2-3 floricele, cu 2-3 bobocei, da, așa, doar atât înveliți. Și acum cu floricelele albe procedați la fel. Și acum o să vă arăt repede ce punem la bază, după care se mai pun odată la uscat. Puțin din aceeași pastă verde, ca și frunzulițele. Vom face cu aceeași formă cu care am făcut floricelele cele mai mici. Întindem subțire, foarte subțire, da? Da, foarte subțire. Dăm cu puțin amidon să nu se lipească. Da? Și decupăm cu forma cea mai mică. La baza fiecărui ciorchine puteți pune una sau două. Imediat o să vă arăt cum procedez. Da. Puțin cu amidon, da, să nu se lipească. Și le rotunjim puțin și puțin așa o adâncitură. Una, pun acum două, da? Să vedeți cum le pun. Așa. Punem puțin lipici pe una din ele, punem una peste alta, așa puțin între, să se vadă cele de dedesubt. Luăm ciorchinașul, da, și introducem la mijloc, da? Ridicăm până la unde se termină cu banda și presăm la partea de jos, da, așa. Și păți puțin lateral, nu trebuie să aibă o formă fixă, doar să fie în jurul ciorchinului și aceste mici frunzulițe mai în afară, mai deschise, mai ridicate. Cam așa trebuie să arate.
și se pun la uscat. Iar după ce s-au uscat, se vor colora. Eu am să fac direct acum așa ca să vedeți. Se vor colora cu același verde cu care am colorat frunzele, da? Și pot să colorez acum pentru că, cum am spus, pasta asta se uscă repede și nici nu e nicio tragedie. Așa și puțin marginea cu puțin marginile, nu neapărat la toate, așa, după imaginația voastră, cu puțin maroniu, da? Apoi, deci le pudrați cu zahăr, pardon, le pudrați cu culoare după ce s-au uscat aceste mici frunzulițe și apoi veți continua. Ori nu mai continuați cu banda și legați direct de crenguță, ori mai puneți doar puțin bandă maro la floricelele roza și bandă verde la celelalte. Dar puteți să lăsați și doar aici să se termine ciorchinașul, apoi se vor prinde de crenguță. Da? Deci asta au fiecare ciorchinaș la bază. Chiar și unde este o singură floricică, în copac, am văzut, are astfel de frunzulițe la bază, de unde iasă din creanga de pom. Le vom lăsa să se uște, deci facem ciorchine, le lăsăm să se uște și apoi le vopsim. În continuare legăm frunzele, tot așa, două sau trei, sau asta în funcție de cât de mare aveți voi crenguța. Învelim întâi o frunză, puțin, mergem un centimetru jumate cam, apoi mai învelim una și le punem împreună, două sau trei, și la frunzulițe se face la fel aceste mici frunzulițe, da? Una, lăsați o frunză mai sus, una mai jos. Doar le prindeți împreună, le legați împreună în același loc, nu mergeți mai jos pentru că aici, cum am spus, vom pune la fel, încerc să fac din astea două, la fel și pentru frunzulițe. Puțin rotunjit și dat adâncitură, lipit una peste cealaltă și apoi introducem frunzulițele, ciorchinașul, cât de mic sau de mare l-ați făcut, da? Așa. Presați și pe partea cealaltă și cam așa este. Deci la baza fiecărui ciorchinaș sau frunzuliță trebuie să avem astfel de mici frunzulițe. Da? Faceți toate frunzulițele și floricelele la fel, le puneți la uscat, deci după ce le-ați vopsit, legați cu banda, faceți frunzulițele astea mici jos și după ce s-au uscat, le vom da puțin la abur și apoi facem crenguța, asamblăm totul. Terminăm de colorat baza care am pus-o la toți mugureii, da? Urmează toți să fie colorați. Pentru floricelele albe amestecăm la fel
Unt verde deschis cu verde mai închis, mai mult deschis decât închis. Doar petăluțele astea micuțe, baza nu va fi dat cu verde. Da? Deci dăm petăluțele și în interior și în exterior cu verde. Trebuie să aibă, să fie pudrați la fel ca și cu chelixurile. Da. Am dat cu verde. Îndepărtăm surplusul și la floricelele albe dăm-l ușor la margine cu un maro caramel, maro deschis, amestecat cu puțin galben mango sau de care aveți voi, amestecat să fie deschis, doar ușor la margini, da? Ușor, doar o idee. Vârfurile, puțin margine, vârfurile, poate pe câte una să fie mai mult, pe alta mai puțin, da? Și de la petăluțe în jos dăm cu maro, un maro mai închis, cu maro. Eu am folosit maro caramel. Dăm la bază în jos pentru că așa are maroniu, locul de unde se formează bobocelul și de unde apoi ies mugureii, florile și așa mai departe. M-am uitat la un cireș. Da. Deci l-am dat cu maro. Iar la cele roza dăm cu același verde în interior și în exterior. Pudrăm bine, după aceea vom sufla surplusul. Trebuie totdeauna surplusul bine suflat, pentru că apoi vom da puțin la abur și atunci nu va pătrunde aburul și rămâne și se vede surplusul. Iar deci la florile roza, pentru că are crengele maroniu roșiatic, eu am folosit un burgunder, fel de bordeaux. Pentru petăluțele astea micuțe verzi de la bază am amestecat burgunder, sau un bordeaux, cu puțin galben mango, să fie mai deschis și tot așa ștergem puțin marginile la aceste micuțe petăluțe de la baza ciorchinașului, da? Pe câte una putem da mai mult. Unele sunt mai veștejite, ia? Și baza de la acești mugurași în jos, baza o vom da doar cu acest maro roșiatic, pentru că la cireșul cu flori roșii, roza, lemnul este așa maro roșiatic, da? Apoi le-am terminat de pudrat. Le-am terminat toate de pudrat și frunzele și boboceii. Am pudrat tot și urmează să dăm la abur puțin. Vom da puțin la abur. Acum nu prea mult. Țineți mai mult cu partea de jos la aburi. Florile nu trebuie să stea prea mult în abur pentru că vor străci prea tare. Da? Deci țineți la abur doar atât cât să se fixeze culoarea pudră. Da? Da?
Le dați pe toate la avor, floricelele, frunzulițele, mugurașii. Și apoi le puneți, trebuie să se mai uște puțin după aceea, aburiți fiind, bineînțeles că sunt umede și nu se vor putea lucra mai departe, adică lega în creangă. Deci se aburesc, se dă toate la abur, ori încălziți așa într-o prăticioară, într-o licică, pentru cele care au aparat de făcut aburi, la fel. Le lăsați toate la uscat și apoi vom fixa pe crenguță, vom face crenguța propriu-zisă.